Mai mulți asistenți personale au protestat duminică în centrul capitalei, nemulțumiți că sunt obligați de primărie să semneze contracte noi prin care acceptă să li se reducă numărul orelor de muncă și respectiv salariul. Este vorba de contracte în care se spune că îngrijesc doar 4 ore pe zi de copiii care au nevoie de asistență 24 din 24, spune indignat un părinte care a și organizat manifestația. La rândul lor, reprezentanții municipalității afirmă că decizia a fost luată transparent și în baza evaluării comisiei din cadrul Direcției pentru Drepturile Copilului. Un grup de asistenți personale a protestat ieri în fața monumentului Ștefan cel Mare din centrul capitalei. Oamenii se plâng că săptămâna trecută au fost chemați la Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copiilor pentru a semna contracte noi prin care le sunt reduse orele de muncă și salariul de la 4.000 la 2.000. Au fost reduse orele de muncă de la 8 la 4 ore pe zi, ceea ce înseamnă că părinții care au copii cu dizabilități sunt impuși, de fapt, să semneze contracte adiționale prin care ei sunt obligați să fie de acord că ei îngrijesc doar 4 ore pe zi de copii care au nevoie de asistență 24 din 24. Mai mult, Alina Doroș, organizatorul protestului, tot ea și asistent personal al băiatului său care suferă de autism, a declarat că asistenții care îngrijesc de persoanele mai mari de 18 ani ar fi fost anunțați că vor fi concediați din 1 aprilie pentru că va fi lichidată asistența personală pentru adulți. La această informație a reacționat și Laura Urschi, care mai bine de 10 ani îi este asistent personal tatălui său, imobilizat după un atac cerebral. Nu avem încotro, nimeni în afară din noi nu o să ne apere. Trebuie să-i sensibilizăm, dacă avem ce sensibiliza. Am bătut mai mult din praguri, cu regret, până la momentul actual. Nu avem niciun rezultat plauzibil. Avem promisiuni, avem diferite planuri, dar planurile astea, cu regret, mai mult ne exclud decât ne includ. În reacție, autoritățile municipale au explicat de ce a fost redus numărul de ore pentru îngrijire și au adăugat că nimeni nu a fost și nu va fi concediat. În urma evaluării serviciului de asistență personală, deci comisia a constatat, pentru că asistenția e personal, nu asigură asistență personală beneficiarilor 40 de ore la unii, dar numai 20 de ore, pentru cei ce pot fi remunerați. Asta prevede cadrul normativ, prevede regulamentul, cadrul și standardele. Deci noi nu putem să achităm 40 de ore dacă copilul nu este asistat timpul acesta. Anterior, ministrul Muncii și Protecției Sociale a declarat că municipiul Chișinău și unitatea teritorială autonomă Găgăuzia nu au fost incluse în reforma sistemului de asistență socială Restart, care prevede că toți asistenții sociali sunt plătiți din bugetul de stat, cu excepția celor din Chișinău și Găgăuzia, pe motiv că bugetele celor două regiuni au bani suficienți pentru a plăti salariile asistenților personali. Astfel, salarizarea acestor categorii de persoane a fost pusă pe seama autorităților locale. Reprezentanții primăriei Chișinău susțin însă că nu au resurse financiare suficiente. Ministerul Finanțelor a anunțat că în bugetul de stat pe anul 2024 nu s-a redus cuantumul contribuțiilor la bugetul municipal al municipiului Chișinău, ci dimpotrivă a fost majorat 81 de milioane de lei. Potrivit datelor, în total în țară sunt aproximativ 7200 de asistenți personali.